Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii. De o vreme încoace am studiat poruncile lui Hristos. Unele s-au dovedit dificile, altele de dreptul împotriva firii normale. Să iubești vrăjmașul, învățături despre smerenie, despre pocăință, lucruri pe care nu le facem chiar în mod natural. Poruncile lui Hristos au două tăișuri. Te pot deprima, te pot revolta sau te pot înălța. O poruncă poate fi luată ca o greutate pusă pe umeri, pe umeri care sunt și așa obosiți și deprimați de greutățile vieții, dar poate fi văzută și ca o oportunitate pentru a face față mai bine la ceea ce viața își cere, ca o ușă deschisă spre o lume de vis, supranaturală, trăită alături de cea mai formidabilă ființă, o viață trăită lângă Hristos. Ca să devii cosmonaut, treci prin școli, prin practici și antrenamente care se aseamănă mai mult cu, a zice, torturi medievale decât cu o școală de-asta drăguță. Mi se pun în față atâtea cerințe încât dacă cineva le-ar vedea pe toate deodată, probabil că nici nu s-ar mai încumeta să înceapă. Noroc că astronautul de astăzi a fost înainte un pilot și mai înainte poate a fost în serviciu militar și mai înainte un elev la școala militară și apoi mai înainte un student la liceu și elev la școala primară. Nu a atacat toate cerințele într-o singură zi. Poți privi ideea de a fi cosmonaut ca pe un chin fără sfârșit. Dar poți privi asta și ca o oportunitate pe care șapte miliarde de oameni ar dori să o experimenteze și niciodată nu vor putea. Șansa de a pluti deasupra Pământului, de a vedea planeta din afară, de a păși într-o lume unde doar imaginația te poate duce. Tot așa sunt și poruncile lui Hristos. Pot deveni un chin și o sursă de vinovăție și de deprimare sau pot deveni un drum spre ceva de vis. Și diferența este determinată de două cuvinte simple. Și pe cât de simple, pe atât de complicate: lege și har. Cum să mă uit la cuvintele astea? Și, în general, cum să înțeleg credința pe Dumnezeu, pe Hristos? Cum să înțeleg Biserica și Scriptura? Să înțeleg prin prisma legii sau prin prisma harului? Când vorbești despre religie, despre credință. Despre relația cu Dumnezeu, despre poruncile lui Hristos, lumea religioasă se împarte în două curente, care fiecare pare să aibă o parte de adevăr, și fiecare are aplicații sfinte și aplicații complet aberante. Unul din curentele astea îți spun că relația noastră cu Dumnezeu și credința este rezultatul la ceea ce faci. Nu am să explic încă acum ce înseamnă fraza asta pentru diferiți oameni. Căci, într-adevăr, fraza asta ce faci capătă ca notații de la o extremă la alta. Dar, fundamental, curentul acesta este bazat pe ideea asta. Relația cu Dumnezeu este determinată de ceea ce faci. Celălalt curent ne spune că relația cu Dumnezeu este forjată de credință, de ceea ce crezi. Nu doar atât intelectual, ci de ceea ce crezi în adâncul ființei tale. Și fraza asta capătă sensuri și aplicații atât de depărtate unul de celălalt, pe când este de departe răsăritul de apus. Acum cineva mi-a zis odată că răsăritul nu este chiar așa departe de apus dacă ești în stare să-l privești din două direcții diferite deodată. Acum, cei ce fac, cei a căror viață religioasă este motorizată de ceea ce fac, îi numesc pe ceilalți liberali sau, a zice mai pe românește, fără frică de Dumnezeu, adică unii care ei trăiesc cum vor ei să creadă. Aceștia spun că cei din gruparea opusă își construiesc un Dumnezeu după chipul și după asemănarea lor, adică fac din Dumnezeu ceea ce ei vor să facă. Ei îi acuză pe ceilalți că aceia nu se străduie să-l urmeze pe Dumnezeu în ceea ce el poruncește. Și cumva au așa senzația că Dumnezeu îi va urma El pe ei în ceea ce ei vor să creadă și vor să trăiască. Dar pe ei înșiși, cei din gruparea asta a celor ce fac, pe ei înșiși se consideră oameni cu frică de Dumnezeu, oameni care urmează în mod practic pe Dumnezeu în ceea ce el a poruncit, sau oameni care măcar încearcă cumva să o facă. Ceilalți, cei care sunt motorizați de credință, îi numesc pe primii legaliști. Cei care ai zice sunt numiți mânați de toată ziua de biciul ăsta fără milă, au unor legi pe care nu le poți împlini oricum. Oameni conduși tot timpul de simțământul vinovăției, cei care tot timpul mai trebuie să facă ceva în care să se simtă cumva împliniți și siguri de ei. Cei din gruparea aceasta cu credința și cu harul, pe ei înșiși se consideră și se numesc oameni liberi în Hristos sau cei ce trăiesc prin har. Cei ce nu mai sunt judecați nici de legea lui Dumnezeu, și adeseori, împreună cu Pavel îi spun: Nu mai ne judecăm nici pe noi înșine. Zic ei: Cei ce cu adevărat trăiesc prin credință și nu prin fapte. Wurbrand ne-a spus odată că a fost invitat la o biserică un pic ciudată. Pe peretele din față, în spatele amvonului, știți cum scrim noi în bisericile noastre: Hristos este Domnul sau o botez, o credință, în sfârșit, fiecare biserică are ceva scris acolo. Ei, pe peretele acela din față, aveau scris cu litere uriașe Noi nu facem, doar credem. Și apoi lui Wurbrand i s-a comunicat înainte să predice că acolo se găsesc doar oameni liberi în Hristos care au depășit stadiul de a face și ei nu admit predici în care să fie pomenit ceva ce trebuie să faci. Acum, <laughs> din nefericire pentru ei, i-au spus lui Vurbrand ce are voie și ce nu are voie să predice și asta nu s-a terminat tocmai bine pentru ei. Acum, știu că voi, cei ce mă ascultați, în general, deja ați spus. Pentru mine lucrul ăsta e foarte clar. Nu știu cum de ăștia alți cred prostiile pe care le cred, dar lucrurile stau foarte clare pentru mine și pentru orice om care e sincer. Vă spune, dacă ar fi fost chiar așa de clare și chiar așa de simple, nu am fi fost așa de împărțiți astăzi. Noi, oamenii, avem o abilitate aparte doar la specia umană. Animalele nu au abilitatea asta. Avem abilitatea să mergem logic dintr-o deducție bună în alta, drept la o concluzie eronată. Adică să ajungem perfect logic la eroare. În următoarele două, poate trei sesiuni, voi încerca să prezint alegerea asta și rezultatele ei din câteva unghiuri diferite. voi vorbi despre lege și despre har, despre sensul poruncilor lui Hristos, și despre felul în care ne-au fost ele date nou, cum ne-au fost date și de ce ne-au fost date. Am decis să fac asta nu la începutul studiului nostru, ci la sfârșit. Nădejdea mea este că voi veți citi Noul Testament într-o lumină completă, în care poruncile lui Hristos să devină nava care se vă ducă în cosmos, nu lopata cu care să vă săpați propria groapă. Nu voi începe cu dogma în sine, cu citate din Scriptură despre lege și har, Deși voi ajunge și acolo, am să încep prin a explica concepte generale despre relație. În speță, despre relația pe care o avem noi cu Dumnezeu, cu scriptura, cu viața religioasă. Omul religios privește relația cu Dumnezeu în două prisme, dar este condus zi de zi în general doar de una din ele. Se uită la relația lui cu Dumnezeu ca la o relație de dragoste sau ca la o relație între un șef și un subaltern acolo unde șeful are puteri absolute. Dumneavoastră, cum vă uitați la relația cu Dumnezeu? Ca la o relație de iubire sau ca o relație între un stăpân și unul care nu are de ales? Eu vreau să vă vorbesc mai întâi despre relația cu Dumnezeu prin prisma iubirii ascunse în ea. Prin prisma asta, ce este ea? Te duce la fapte sau te duce la simțiri? Este ceva ce simți sau ceva ce faci? Dragostea în sine, iubirea lui Dumnezeu, este ceva ce simte sau ceva ce face? Este ceva ce dă sau ceva ce cere? Când Dumnezeu întinde mâna spre noi, o întinde ca să ne dea ceva sau o întinde ca să ne ceară ceva? Dacă știți să răspunzi corect biblic la această ultimă întrebare, poți nădăjdui să trăiești viața cu Dumnezeu și cu cei din jur, motorizată într-adevăr de adevăr. Poți accepta poruncile lui Hristos ca o navă care să te ducă în cosmos, nu ca o cămașă de forță care să te instaleze într-un balamuc. Hai să facem asta împreună, cel puțin la început. Răspundeți pentru voi înșiși la întrebarea asta. Când dragostea lui Dumnezeu îți întinde mâna, întinde mâna spre noi, o întinde ca să ne dea ceva sau ca să ceară ceva? Mai întâi am să încep cu o axiomă, ceva fundamental. O axiomă este ceva ce doar enunți, ceva care este acceptat universal fără mare nevoie de a fi dovedit. Ceva ce stă la bază. Axioma în creștinism este asta. Dumnezeu iubește. Asta este scris peste tot în Scriptură. Mai mult, Dumnezeu iubește nelimitat. Eu nu spun că iubirea lui Dumnezeu este necondiționată, pentru că nu este dar este într-adevăr nelimitată, nu are limite și nu are margini. Psalmul 103 spune și frumos și clar. Dumnezeu nu se ceartă fără încetare, nu ține mânia pe vecie, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, adică infinit, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Cât este de departe răsăritul de apus, tot infinit, așa depărtează el fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copilul său, Așa se îndură el de cei ce se tem de el. Textul ăsta vorbește despre dragoste absolut condiționată, dar absolut nelimitată. Și ca acest text sunt foarte, foarte multe în Scriptură. Mai mult decât nelimitat, Dumnezeu iubește pe toți. Este scris fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu. Și acesta este versetul de căpătâi al creștinismului mai mult sau zice mai aproape de noi, Dumnezeu mă iubește pe mine, te iubește pe tine, personal. E posibil să nu înțeleg cum mă iubește sau să nu înțeleg felul lui de a aplica iubirea asta, însă la baza relației cu Dumnezeu trebuie să fie cunoștința asta care face din creștinism o credință unică. Dumnezeu ne iubește. El se numește nu doar Dumnezeul nostru, Creatorul nostru, ci Tatăl nostru. Asta este un concept absolut radical. Conceptul, ideea de creator, de conducător, de despot, de stăpân, de Dumnezeu, de autoritate, este ceva ce există în orice religie. Dar creștinismul spune cuvântul Ava, adică tatăl, sau mai exact tăticul meu. Acest lucru este unic în concept și în aplicație doar în creștinism. Fără asta, nimic din ceea ce urmează nu se înțelege creștinismul, a zice, cum să spun, nu are nimic creștin în el, fără să înțelege axioma asta. Dumnezeu este dragoste. Iubirea lui Dumnezeu pentru mine este fără limite. Bun, acum, cum se manifestă dragostea asta lui Dumnezeu? Înțelegerea asta îmi va da lumină cu privire la felul în care să o percep și la felul cum să răspund. Înțelegerea asta mă ajută să aleg categoria de creștini din care fac parte, din ce grupare fac parte. Dumnezeu este dragoste și relația noastră cu Dumnezeu, religia noastră, trebuie să fie una a iubirii sau nu mai este nimic. Uite, eu am să încep citindu-vă capitolul de căpătâi despre dragoste, 1 Corinteni 13. Chiar dacă aș vorbi în limbe omenești sau îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei, aș cunoaște toate tainele, toată știința, chiar dacă aș avea toată credința încât să muci în munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Dragoste este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ceea ce este perfect, ceea ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca un troglind în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc doar în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum și eu însă mi-am fost cunoscut pe deplin. Și acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare din ele este dragostea. Asta a fost în Ticorinten, capitolul 13. Dragostea este ceva așa palpitant. Citește în psalmul 42 al lui David, și vezi o inimă care sare parcă din foc, în apă, în gheață, care arde, care suspină, o dragoste care clocotește. M-am mai zis eu odată, parcă am auzit un interviu cu un lider al islamului extremist, unul care cu forța sabiei și teroarei ar dori să împrăștie credința lui peste tot. A fost într-o zi întrebat de reporter. Ce folos este, mă, omule, să împingi pe oameni să urmeze islamul dacă o fac forțat de frica teroarei, fără să creadă nimic, fără să iubească nimic din ceea ce fac. Și răspunsul lui a fost șocant, cel puțin pentru mine, un creștin, dar era foarte normal pentru ei. El a zis, faptul că oamenii ar crede să ar îndrăgi de islamului nu are nici cea mai mică importanță pentru noi. Tot ceea ce contează este ca ei să se supună și să practice fără abatere tot ce îi poruncește Sfântul Coran și Prohetul Muhammed dacă practică fără greș toate astea, nu-mi pasă absolut deloc ceea ce crede ei în capul lor. Ăsta nu vrea parcă nimic real. Nu-l interesa ce părere ai de Mohamed, dacă crezi sau nu, dacă îl iubești sau îl urăști, dacă ești ateu sau nu, atâta timp cât la suprafață făceai tot ceea ce ți-a zis Mohamed să faci. Nu-l interesa decât ritualul și practica de la suprafață. M-am întrebat atunci, oare și creștinismul meu este tot așa? doar a face ceva din ritual, din inerție, din educația pe care mi-a dat-o tata, fără să am convingere și fără să am inima acolo, să fac așa pentru că așa e frumos să fac. Ateismul militant comunist, ăla militant, era mult mai real decât islamul. Ei umblau nu numai după ce spui și faci. E adevărat, vreau să spui și să faci, dar totuși doreau să crezi chiar în conceptele lor se mulțumeau și doar cu capul plecat și cu slogane false, dar cumva doreau și promova oameni convinși. Ei doreau credință, pasiune, sacrificiu, dedicare, un om nou. Lumea religioasă creștină a zice, are adeseori problema asta musulmană în ea. Se mulțumește doar cu ritual. Unii adaugă la ritual și un fel de a intelectual, mental. Religia de felul ăsta este considerată atractivă și de acceptat așa ca un fel de plus, dă gust vieții fiecărui om, un adaus așa care îți dă un balans sufletesc spiritual. Fără să-ți creeze multe probleme, tensiune, factori de decizii, dureri sau pasiune ale inimii, fără să-ți creeze dureri de cap, fără să schimbi radical viața, fără să aducă cu sine o mulțime de lucruri reale, de gândit, fără să aibă o greutate pe care orice lucru real o are. Este așa un fel de poză, un videogame, o proiecție pe perete, cum să zic, o conversație cu un computer, ceva virtual, relaxant, ceva neutru, o relație de internet, o prietenie pe Facebook, ba chiar mai puțin, a zice. Un fel de creștinism care merge după șablon, după niște reguli, la fel cum o bandă de -aia de producție se mișcă cu piesele pe ea. Un creștinism care nu palpitează, care nu arde, nu este creștinism, este doar dogmă. În Apocalipsa 2, este scris bisericii din Efes. Îngerul bisericii din Efes scrie, iată ce zice cel ce ține șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul și celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostol și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. În concluzie, uite ce am împotriva ta. Păi stai puțin, cum adică ce ai împotriva mea? De-abia mi-ai spus că sunt absolut perfect. Cum adică ce ai împotriva mea? Și Hristos spune, uite ce am împotriva ta, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Există ceva foarte bun și apoi există dragoste. Creștinismul este acea inimă care îl vede venind pe Dumnezeu cu mâna întinsă și în mâna asta este tot, tot, tot ce putea fi nu numai ce vroiam, pentru că noi oameni mici și întunecați nici nu mai știm ce vrem. Nu mai ne în mai nimic decât să mâncăm și să bem că mâine vom muri. Dar mâna întinsă a lui Dumnezeu, în mâna lui este tot ce poate fi pentru noi. Toate visele posibile, toată schimbarea, toată viața, tot ce a visat vreodată un Dumnezeu, a cărui imaginație și vis este fără limite. Toate, toate sunt acolo în mâna și în iubirea lui Dumnezeu, care vine cu mâna întinsă spre noi. Hristos vine spre noi și când parcă am vrea să ne plecăm capul rușinați de întunecimea noastră și cumva orbiți de strălucirea Lui, El ne întreabă, ca pe femeia prinsă în imoralitate, nu este nimeni care să te acuze? Și atunci ne uităm și noi în jur, știind bine în capul nostru că tot ce există în jur până acum un minut ne acuza. Ne acuza natura, ne acuza oamenii, ne acuza conștiința noastră proprie, ne acuza legea lui Dumnezeu, tot, tot, tot. Dar în strălucirea asta nouă a lui Hristos, în fața noastră nu mai vedem nici lege, nu mai vedem nici acuzatori, îl auzim doar pe El zicând, Nici eu nu te învinovățesc. El vine cu mâinile întinse spre noi, încărcate de promisiuni, strigând, Nu am venit să condamn lumea, ci am venit să o mântui nu am venit la cei sănătoși, ci pentru cei bolnavi. Hristos vede ceva în noi, ceva care nici unul din noi nu vede. Vede ce putem deveni. El este credința încarnată. Vede ceea ce nu este încă. Crede totul, nădăjduiește totul și începe în noi să creeze tot ceea ce vede credința. Hristos, dragostea lui Dumnezeu, are ochi care vede ce nu e se uită la un tinerel care începe viața de un matur, timid, așa șchiopătând, din abil și vede tot ce va deveni. Un bărbat al lui Dumnezeu, un lider, unul care sacrifică pentru soție, pentru copii. Cumva așa dragostea lui Dumnezeu devine o la toate slăbiciunile noastre atât de reale. Nu vede ce suntem, dar vede ce încă nu suntem. Mă uit în oglindă dimineața, ce văd? Văd pe Andrei. Arată așa, am văzut, știu eu ce de capul lui, am văzut ce face, am văzut ce poate, am văzut ce nu poate, știu slăbiciunile lui de caracter, căderile, știu prostia lui din cap, știu răul din suflet, dar mai este unul pe care doar Dumnezeul știe, și-a zice și într-o mare măsură soția mea, Cici, mai este un Andrei pe care nici eu însu nu știu, cel plănuit de Dumnezeu. Acela are credință, dragoste, loialitate, rezistență, inventivitate, sfințenie, lumină, atracție. Este o ființă atât de șocant, de formidabilă, strălucitoare, cum nu se poate spune ce ochiul nu a văzut, ce urechea nu a auzit. De Andrei ăsta știe doar iubirea, iubirea lui Dumnezeu și într-o anume măsură iubirea pe care soția mea mi-a dăruit-o. Ei doi sunt singurii care văd ceva în mine care eu vă spun cu mâna pe inimă, nu este acolo, nu e. Dar iubirea lui Dumnezeu nu e împiedicată de mizilicuri de-astea că este sau nu este. Iubirea lui Dumnezeu este în stare să vadă ceea ce nu este încă, ceea ce vine, ce poate fi. Asta este iubirea lui Dumnezeu și asta este credința creștină. Nu vede ce sare în ochi, ci vede ceea ce vine. Este ca o pânză pe care un pictor o pune în față. Te uiți la ea, este goală, albă, goală, complet, pustie, nimic. Mai vii peste câteva zile, peste câteva ore. Este mai rău ca la început. E o mâzgăleală de fond, de culoare amestecate, de linii care nu duc nicăieri. Ceva care seamănă cu conținutul unui cocon de la în care a murit și s-a îngropat și a putrezit un fost fluture. Este ceva așa un amalgam, o măzgăleală. Asta vede legea, legea care este ceva așa de obiectiv, ceva așa de real. Un judecător care nu are lux pentru imaginație, care trebuie acum să dea un verdict obiectiv, bazat pe realitate, nu pe visuri, nu pe cai vers pe pereți. Dar iubirea, credința nu este așa. Se uită la măzgăleala de pe pânză și deodată strigă cât o țin plămânii. Haleluia! Ce capodoperă! Ce minunăție! Este vocea lui Dumnezeu care vorbește în Psalmul 139 și spune: Pe când eram un plod fără chip, ochiul tău mă vedea. Și în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele mai dinainte să vii fost una din ele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Iubirea asta a lui Dumnezeu, mâna întinsă a lui Dumnezeu spre noi, este ca o căsătorie ideală, în care fiecare partener vede în celălalt ce nimeni altul nu vede. Dumnezeu vine la noi cu mâna întinsă, plină de visurile lui pentru noi, așa cum a intrat, a zice Michelangelo, o în capela Sistină. A privit în jur, s-a uitat în sus, la periții goi, la tavanul gol, erau mulți alții cu el, papa era acolo și toți au văzut ceea ce era, o capelă goală, fără culoare, fără nimic. Dar Michelangelo a văzut tot ceea ce pensula lui era în stare să facă pe pereții avăruiți. Așa vine Hristos la noi, este Michelangelo, are în mână iubire, iertare, o pensulă cu care șterge totul și pictează totul. Așa este creștinismul, așa se separă el de orice filozofie și de orice religie. Vine crezând totul, nădăjduind totul, ștergând totul. Iubirea lui Dumnezeu este una care crede și una care crede în mod absolut, feric. Și așa trebuie să fie și creștinismul nostru. Bun. La faza asta, prietenii mei m-au pus solid în tabăra celor ce merg prin credință și prin har, în tabăra celor ce sunt gata să nu se uite la faptele femeii prinse în imoralitate și să vadă în ea o viitoare sfântă. E adevărat, sunt acolo cu trup și cu suflet. Nici nu am de ales, de fapt. Eu sunt femeia prinsă în păcat. Sunt forțat să trăiesc prin credință ca să pot fi mai mult decât faptele mele trecute și decât faptele mele curente. Nu am altă șansă decât să fiu un tabăr asta a celor ce umblă prin har. Dar mai este ceva extrem de important cu privire de spus la dragoste. La dragostea lui Dumnezeu și la răspunsul nostru, la credința noastră. Textul din Corinteni, ăsta, Corinteni 13, ne spune nu doar că dragostea simte și arde, că este o flacără a pasiunii, Cine ne spune că dragostea face. Ne spune ceea ce nu face și ne spune ceea ce face. Citiți! Dragostea simte, trebuie, febră, romanță, așa trebuie. Însă dragostea este și trebuie să fie ceva care face. M-am spus eu odată, Bill Gutter a primit pe el, în biroul la el pe unul care arăta desperiat. Era fiul cel mai bun prieten al lui. Era un ăla cu păr lung, cu inele, nas, în ochi, în limbă. Și ăla, băiatul ăla, băiat foarte deștept, s-a așezat în fața biroului și s-a uitat la Bill Gates și a zis Văd că nu prea vă place cum arăt. Și Bill i-a zis lui, fiule, crede-mă că te iubesc așa cum ești, ești, ești fiul bunului meu, prieten, te iubesc așa cum ești. Însă te iubesc prea mult ca să te las să rămâi așa cum ești cred că este Dumnezeu, cred că este Hristos, cred că Hristos a murit pentru păcatele mele, cred că a înviat. Cred toate astea, cât timp felul ăsta de credință însă nu costă nimic, nu forțează nicio schimbare în ceea ce îmi place să fac și să trăiesc, credința asta nu mai are nimic tangibil, adică nu are nimic real în ea. Dragostea face ceva. Dragostea dă la o parte, în Roma există o statuie celebră, eu v-am zis de Michelangelo și am să continui cu Michelangelo aici. E o statuie celebră a lui Michelangelo, David. Eu am văzut-o cu ochii mei, magnifică, e uriașă. Mai este o alta, Pieta, o capodoperă. Michelangelo a luat o bucată uriașă de marmură, a găsit-o undeva aruncată, murdară. În nouă luni de zile, statuia asta lui David oprea răsuflarea oricărui o vedea capodopera asta. Și l-au întrebat într-o zi cum ai fost în stare să creezi ceva așa sublim? Și el a răspuns: nu, nu înțelegeți. Nu am creat absolut nimic. Nu am pus de la mine un gram de material. Totul era acolo, înăuntru. Fiecare gram, fiecare imagine, eu doar am dat la o parte ce era în plus, ce nu era necesar. A rămas doar statuia care era deja înăuntru. Asta este iubirea. Vede ce este înăuntru, dar este acoperită de ceea ce nu merita să fie. Vede ce putem fi înăuntru? Suntem acoperiți de frică, de necredință, de amărăciune, de vinovăție, de micime sufletească, de alergare după nimicuri, de vorbe, de vorbe și alte vorbe. Și dragostea nu doar că iubește, dragostea suflecă mânecile și începe să dea la o parte ceea ce nu merită să fie aici. Uite, aici, în colțul ăsta, în partea asta apare deodată ceva magnific, o ființă strălucitoare un om integru, un sfânt, unul care schimbă lumea lui din jur, unul care se ridică peste gunoaie, unul care începe să vadă în alții capodopere. Dragostea începe să ciocnească cu dalta, cu ciocanul, lucruri care sunt dureroase, lucruri care sunt dificile, greutăți ale vieții, pentru că înăuntru este o capodopere care trebuie să o scoate afară. Dragostea nu se mulțumește să declare sunt o făptură atât de minunată. Dragostea se apucă și construiește făptura aia minunată ca să apară în modul cel mai real cu putință. În Scriptură, relația noastră cu Dumnezeu, cu Hristos, e asemenea relației într-o căsătorie, cu o nuntă. Se aseamănă în Noul Testament, peste tot este asemănată cu o nuntă și cu o căsătorie. Cum se menține o astfel de relație, nu? A fost un interviu cu un cuplu căsătorit de 10 ani și au întrebat, cum a rezist? Nu de 10 ani, de 60 de ani. Și au fost întrebați cum a rezistat căsătoria voastră. Ia, bătrâna, a răspuns. Am trecut prin multe furtuni ca toți alții, dar în prima săptămână de căsătorie eu am decis ceva. I-am zis soțului meu, uite, fac o listă cu 10 greșeli importante pe care le-ai putea face în căsătoria noastră. De fiecare dată când faci una din aceste 10 greșeli, te voi ierta, fără să nici nu mai spun. Astea 10. Ca cele 10 porunci. Dacă faci altele, nu te iert. Dar pentru astea 10 te iert dar ție nici nu-ți voi arăta măcar lista asta. Și pe parcursul căsătoriei, când soțul meu greșea față de mine, mă ducea în repede să mă uit. Dacă era una din cele de pe listă, imediat îl iertam, el nici nu știa adeseori. Și ziaristul a devenit extrem de curios. S-a zis, vă rog, puteți să ne spuneți și nouă care sunt aceste zece? Bătrâna l-a tras mai departe și a zis, știi, m-am gândit de atunci că va veni vremea când voi mai uita, știți cum e, vrem, o să uit. Și atunci, știți ce, n-am mai făcut nicio listă. Când soțul meu greșea, mă gândeam că trebuie să fie și aia pe lista asta. Și așa a rezistat căsătoria noastră. Îmi Am aminte de un alt cuplu căsătorii de 50 de ani, care au vorbit despre secretul lor. El a zis la căsătorie, pastorul ne-a dat un singur sfat, pe care nu l-am înțeles decât după câțiva ani. El a zis la nuntă, vă îndemn să vă comportați unul cu celălalt, cum te comporți cu un prieten distant, cu unul pe care îl vezi foarte rar. Spunea tânărul, nu m-am înțeles nimic, cum adică să mă comport cu soția mea, cum mă comport cu un prieten care îl vezi din an în Paști, să mă port cu soțul ca un prieten distant, cum adică? Dar într-o zi spunea ei, am înțeles, trebuia să ajungem la un concert și soția nu mai termina de îmbrăcat, era târziu, gata, am întârziat, absolut la sigur suntem târziu. Și ea o are liniștită, parcă nimic nu se întâmpla, se iar eu, spune el, fierbeam. Și mi-am adus aminte când prietenii noștri care ne vizitaseră răcolul înainte ne făcuse să întârziem la biserică. Le-am zis atunci, nu face nimic, nu e sfârșitul lumii. Și m-am gândit cam așa să mă comporți cu soția mea. Când bărbatul dă din mână și dărâmă castronul cu supă pe toată masa, spunea ea, mi-am adus aminte de prietenii pe care i-am invitat altă dată la masă. Și le-am zis, n are nimic, se spală, avem altă supă, nu ne trebuie supă. Și așa era prea sărată. Când să deschid ușa la intrare, îmi aduc aminte, uh, pe prietenii mei îi las să intre primii pe ușă. Când aud vreo prostie, îmi aduc aminte de prietenul, nu-mi bat șoc. Și așa, spuneau ei, am învățat cum să ne purtăm unul cu celălalt, iubindu-ne cu foc când totul merge bine. Iar când o scântim, celălalt este prietenul care nu l-am văzut de mult de tot. Cam așa este dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu a ars pentru noi și apoi a făcut totul pentru noi. Și creștinismul este la fel. Creștinismul este inima care îl vede pe Dumnezeu venind cu mâna întinsă, dăruind totul, Dumnezeu care întinde mâna doar ca să dea. Și noi apucăm și primim totul din mâna lui, și apoi ne întoarcem spre el și îi spunem stai puțin. Și eu vreau să dau totul. Este adevărat că totul meu. Este infinit mai mic decât totul lui. Dar, în ochii lui Dumnezeu, nu mai există diferențe între cel ce iubește și cel iubit. Amândoi își vor dărui unul altuia tot ce au, toată inima. Așa se înțeleg poruncile lui Dumnezeu și setea inimii unui creștin care le caută și vrea să le împlinească. Vârbland era în închisoare cu mulți preoți, cu pastori. Între care unul era un faimos pastor adventist, el se numea Paulinus. Frații noștri adventiști nu mănâncă carne de porc și încearcă să țină legea iudaică cu privire la ce se mănâncă și la ce nu se mănâncă. Iar acolo era o foame praznică și câteodată supa aceea murdară și chioară avea cumva spre bucuria tuturor câteva pete de grăsime de porc. Și atunci fratele nostru lăsa supa la o parte, nu mânca grăsime de porc. Și de a zis, văzând foamea asta a lui, frate, crezi oare că Dumnezeu îți ține în seamă așa ceva, te va judeca în situația asta de extrem? Iar dânsul i-a răspuns, lăsând pe purbran, privindu-l cu ochii măriți, frate, știu bine că Dumnezeu nu-mi cere mie aici, în situația asta de extrem, să țin o lege care este dată pentru situații obișnuite de zi cu zi. Nu pentru asta nu mănânc. Dumnezeu nu-mi pretinde mie nimic aici. Dar vreau să-i fac o surpriză. Vreau să fac ceva, ceea ce el nu pretinde. Dragostea și credința nădăjduiește totul și face totul. Face chiar mai mult decât îi se pretinde. Așa îl înțelegem pe Pavel care ne spune să trăim prin har și nu prin fapte. Și așa îl înțelegem pe Iacov care ne spune că fără fapte nu trăim. Dragostea este acea realitate care crede și face. Creștinismul este acel miracol care crede și face. Eu trăiesc ferm în tabăra celor care vor să creadă totul, să trăiască prin har, și tot așa ferm în tabăra celor ce vor să dea totul și să facă totul pentru Hristos, care a făcut El însuși totul pentru mine. Nu am ajuns să cred cum se cuvine cu toată inima. Nu am ajuns nici să fac tot ce se cuvine cu toată puterea. Dar cumva încerc să alerg și eu după Pavel. Știind că el alergă după Hristos, uitând ce nu am făcut, uitând ce am făcut, îmbrățeșind credința care șterge totul și credința care pictează totul nou, alergând, luptând, adică făcând. Și tot așa putem să-L înțelegem fiecare dintre noi pe Hristos. Poruncile lui Hristos ne sunt date nouă celor care vrem să trăim prin har, Poruncile lui Hristos ne este oportunitatea de a uni împreună cu credința virtutea și împreună cu virtutea cunoștința, fapta și toate celelalte lucruri care sunt înșirate de Petru în epistola lui. Așa nădăjduiesc eu pentru fiecare care mă ascultă aici sau oriunde ar fi să mă asculte. Iubiți pe Dumnezeu și primiți-L pe Dumnezeu și trăiți prin harul și prin mila Lui și trăiți alergând și fiind energizați de dorința de a trăi pentru Hristos. Uniți împreună cu credința voastră fapta și veți învăța în care tabără trebuie să fiți. Dacă ești dermat și necăjit, dacă ești la pământ și moral și în orice fel de fel, adu-ți aminte că Dumnezeu vine cu mâinile întinse spre tine, că Dumnezeu nu-ți pretinde nimic, doar să capeți de la El tot ce a visat El pentru tine. Și când te ridici și când primești mântuirea lui Hristos, te uiți în ochii lui și nu poți decât să faci un singur lucru, să-i spui lui Hristos, iată, toată viața mea este acum la dispoziția ta, vreau și, cum zice Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă ne mai ajută Dumnezeu, în data viitoare voi lua câteva dintre textele care vorbesc despre lege și despre har. Să vedem ce zice așa Scriptura la rece. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.